Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod alături de Soxo. Cât candy ai? Noi n-am mai jucat înainte, să pregătim așa frumos. Bineînțeles că dacă mă chinuiam mai mult, aveam mai mult candy și bețe mai bun și chestii mai... Da. L-am descoperit și eu recent. Prin l-am descoperit, vreau să zic că cineva l-a descoperit fără mine, pentru mine. Cred că de la tantul verde nu mai știu ce vorbesc. În fine. Mai luăm de aici câteva candy și vreau să vă zic că episodul de astăzi va fi foarte, 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 foarte mega enorm de scurt. Da. Să vă abonați la Soxo. Pun link în descriere. De la canalul lui. Cât candy ai? Mai ai puțin. Mai ai vreo 19 câtva. Hai să vă arăt ce pet vrea să-și ia el. Dacă vă arăt ce pet vrea să-și ia el, da. Acest pet de tier 12 care costă, vedeți și voi, enorm. Și după aceea o să facă banii foarte repede și după aceea o să-mi ia și mie un pet de tier 11. Am zis poate? Hai că o să-mi ia. Păi m-am chinuit. Da, bine, nu-i nicio problemă. Înțeleg cum este. La fel sunt și eu pe Road Citizen. Și da, o să mai fac episoade cu Roblox. Asta este primul episod de Roblox. Și l-am făcut și de pe laptop. Dar n-are nicio importanță. Nu uitați să dați un like. Dacă strângem 2 like-uri la acest episod, o să mai continui cu seria de Roblox. Și am să încerc să filmez de la laptop. De pe laptop, că se vede mai bine. O să am îl de editat. Și culeg de aici candy. Ia să vedem la cine mai putem da trade. Am pet mai slab că i-am cumpărat că n-aveam ce să fac. La asta. Ce are? Dau și eu din ăștia că nu sunt cine știe ce profesionist. Cred că o să dea cancel sau decline. Dar poate, poate. Dar ați văzut și voi ce pet avea. De fapt, ce pet avea. Tu te chinui. Mi-ai furat tot de sub nas. Da, uite, mi-a dat decline. Hai mă la zonă să luăm boss-ul. Deci măcar l-am apucat să dau în piniata. Este așa de ciudat pentru că mă aud în ecou și vorbesc altceva. E foarte ciudat. Ea nu vende candy-ul meu și deci nu poate să-l fure. Bomboanele. Și o să încerc să postez în fiecare săptămână câte un clip. Pentru că în ultimul timp n-am mai postat. Dar cred că am postat săptămâna asta. Și atunci o să postez săptămâna viitoare. Și aia altă. Și restul lunii. Și tot așa. O să încerc să postez mai des. Ce? Ce vrei, dragul meu, Soxo? Acum mă duc la a cincea. La asta, deșertul.
Păi sunt aici, am muncit și eu. Stai, nu, după zona de deșert, una mai în față. Sunt la 5-a. Depinde, prima de te spawnezi se pune ca zonă, nu? Da, deci sunt la 5-a. Mă duc la 5-a. La aia cu căluze de, mă rog, cu piniata mov. Unde? Nu. Ne vedem la zona 5. Am uitat câte zone am deblocat. Am și uitat, m-am încurcat întâlnirile. La aia cu cai de fier. Sau cel puțin așa par. Gata, eu nu mai controlez cu nimic. Merg cu GPS-ul cum ar veni, doar că nu mă plimb. Unde am dat? Și da, dacă strângem 2 like-uri la acest episod, o să mai fac episoade de Roblox. Și dacă strângem 3 like-uri la acest episod, sau nu, da, dacă strângem 3 like-uri la acest episod, o să mai fac încă un episod de Roblox alături de Soxo. Bine, oricum o să mai fie cu Soxo, dar lasă și voi un like. Să-l faceți albastru, să nu vinețiți. Sabia am avut-o și eu. Unde ești? A, te văd. Ce preț ai? Ia mai dăm și mie atunci. Nu-și cer bani, își cer peți. E o diferență. Și pe jocul ăsta nu sunt bani, decât candy. Nu-mi dai? Ești sigur? Da, mă gândeam eu. Ți-am dat un mic cadou ca semn de recunoștință. În caz de mai ai nevoie să faci trade-uri, niște peți mai slabi. Dacă ai nevoie. Acum o să mă duc la peți. Și am de gând să mai cumpăr niște peți ăștia mai slabi. Și am să le dau la alții mai slabi. Slabi. Hai să vedem. Mergem jos de tot și să vedem. Sper că nu e mai bun. Bine, nu pot să fac afaceri cu astea. Cu asta. Că n-are nimic în inventar. Ok. Ceva? Vreau să-mi dea tica aia pentru că e amuzantă. Și dau, uite așa. Pătrele de trei, cred că totul stric. Gat. De fapt, știi ce? Îți dau doar unul. Dacă mă întreb pe mine, este o afacere foarte bună. Și poate dacă ne întâlnim pe server și numai ceva ați apucat de jocul ăsta, o să vă dau. Dacă îmi da și accept. Ok, am să merg la acest eveniment. Nici măcar n-apuc să mă duc la piniată să dau nea, că deja se și termină. Soxo? De ce ți-ai pus un nume așa de complicat? E foarte complicat. Soxo, Soxo. Dar că eu zic prescurtat. Poftim? Bine, cum spui tu, oricum n-am înțeles nimic.
Dar să trăiți. Ia, vino să-ți arăt ceva. Unde ești? Ia, vino și tu la zona aia cu piniată de fier. Deci, cum a fost și cu acest video? Eu m-am dus. Nu uitați să dați un like și să subscribe. Pa, pa!